Doar de mama. Am văzut numai că s-a dus și gata, nu am văzut-o deloc, deloc. Băiatul nu și-a văzut părinții de exact un an. În luna mai anului trecut, mama împreună cu tatăl vitreg au plecat din sat, lăsându-l singur. Acum nimeni nu știe unde s-ar putea afla aceștia. Știi, mine nu sunt interesat nic. Nici nu m-am căutat. Băiatul nu a avut parte de o copilărie ușoară. Mă bătea, venea acasă și mă bătea. Și mă pălipște față. Măcară. Nici măcar tatăl biologic, care locuiește într-un sat din apropiere, nu dă vreun semn de viață. Între timp, adolescentul și-a găsit un cămin într-o tânără familie. Vin la mine până când a venit părinții și părinții nu au mai venit. Pe unii mâncăm noi, mănânc și el și mergem înainte. La școală merge copilul, că era înscris în școală și l-a prinit al, dar mai departe niciun act. Bărbatul care l-a luat în grija sa recunoaște că mama biologică mai sună din când în când. Când a sunat ultima oară mamă, nici cu mamă să nu vreau să vorbesc. Am vorbit și a zis că ați vis vadă copilul și a zis că a fost la primărie și a scris o cerere că să primim noi ajutor, că e să zice de mamă. Cu toate acestea, primăria și asistentul social nu s-au implicat până acum. De câte ori am venit că am venit cu băietul de două ori și eu duceați vacanță, eu vin la dumneavoastră. Nici nu au fost niciodată și nici n-am văzut. Am încercat să vorbim cu asistentul social din localitate, însă potrivit primarului, ea s-ar afla în concediu medical. Am găsit-o la telefon. De ce nu s-a făcut în acest an forma de protecție? Eu vin luni. Femeia ne-a mai spus că deocamdată nici ea nu a aflat unde se află părinții copilului și că, de fapt, cele două părți ar fi făcut o înțelegere. Primarul afirmă că nu a știut nimic despre acest caz. De la asta se începe și cum, și trebuie să facem ceva. Conform codului familiei, copilul rămas fără îngrijire părintească trebuie să fie luat la evidență de către autoritățile tutelare locale. În cazul dat, autoritățile publice locale trebuiau să întocmească acțele privitor la tutelă temporară. În această familie, copilul nu mai duce grija zilei de mâine. Este hrănit, la timp îngrijit, așa că are parte de o copilărie normală, la fel ca și semenii săi. Aici se bucură de dragoste părintească și de o atmosferă caldă. Băiatul zice că nu ar vrea să se mai întoarcă la cei care îl băteau. Ne-am și deprins cu el de acum. Și fără el, cred că acum, nu știu, n-aș putea. Chiar dacă această familie și-ar dori să-l adopte, oamenii nu au actele necesare și nici bani să o facă.